Bună tuturor, eu sunt Cesima și bine ați venit la mine pe canal. Vreau doar să vă spun că sunt foarte entuziasmată să încep în sfârșit să împărtășesc cu voi și aici momente din viața mea. Planul meu este să încerc să vă fac vouă ziua cât mai bună. Vreau să ne simțim cât mai bine împreună și de aceea am de gând să încerc lucruri cât mai interesante, cât mai amuzante. Dar o să avem și material educativ, ca să-i spun așa. Ce înseamnă asta? Că eu o să încerc să vorbesc despre și să explic cât mai multe subiecte, probleme de care se lovește o fată sau un băiat, mai mult sau mai puțin. Și asta vom face și astăzi. M-am gândit că nu am cum să încep altfel decât prin a vă arăta vouă ce am de gând să-mi fac mie, și anume intervențiile mele estetice. Chirurgia estetică este un subiect mai tabu și problema în toată treaba asta este că, asta fiind situația, nu prea ai de unde să-ți iei informațiile, nu ai cum să cunoști procesul și procedurile și ajungeți doar să vedeți rezultatul și anume frumusețea asta perfectă de o vedeți peste tot pe Instagram sau pe alte rețele de socializare. Și, din păcate, dacă nu ajungeți la un doctor care să vă și explice cum stă treaba, riscați să vă faceți niște intervenții nepotrivite și sau iremediabile. Asta era să mi se întâmple și mie. Știți cum e, toată lumea are piticii lui pe creier, ca să-i spun așa. Fiecare aveți ceva la voi care nu vă place. Chiar dacă toată lumea vă spune că nu e așa, voi îl vedeți și pe voi vă deranjează. Și este ok, este în regulă să se întâmple așa. Doar că trebuie să aveți grijă și ce faceți în legătură cu asta, dacă faceți ceva în legătură cu asta. Ei bine, eu am avut tot timpul problemele mele și anume în zona gurii și a obrajilor. Am ceea ce se numește un zâmbet gingival. Când zâmbesc, mi se vede gingia mult prea mult și mai aveam eu o problemă, care aparent nu este o problemă. Mi se părea mie că am mai multă grăsime în obrazul drept decât am în obrazul stâng. Și neștiind ce și cum și văzând doar pe Instagram ce se întâmplă, am crezut că am nevoie de o operație la buză și la obraj. Și anume, am vrut să-mi fac un lifting de buză, ceea ce însemna să-mi ridice buza și să mă opereze și să-mi rămână o cicatrice aici și să mă operez pe interiorul obrajilor, intervenție care se numește bichectomie. Eu am avut noroc, pentru că atunci când m-am dus la doamna doctor Deliatis, când i-am spus ce vreau să-mi fac, mi-a băgat așa un pic mințile în cap și mi-a explicat că nu am nevoie de așa ceva. În primul rând, un lifting de buză lasă o cicatrice destul de mare și vizibilă și oricum intervenția asta se face pentru femei de peste 30 ceva de ani, 40. Iar de bichectomie nu am nevoie pentru că grăsimea asta, care mi se părea mie că este la mine în obraj, în plus, nu este de fapt. Este pur și simplu o problemă pe care, aparent, toată lumea o are. O parte din fața noastră este tot timpul diferită de cealaltă pentru că pe o parte dormim mai mult și pe cealaltă mai puțin sau chiar deloc. Așa că mi-a spus că o să-mi rezolve gura cu puțin acid în buză, ca să-mi ridice mie buza și să mai-mi acopere din gingie, iar apoi, când îmi voi da aparatul dentar jos, o să-mi rezolve și gingia printr-o mică intervenție căreia nu i-am reținut numele, sinceră să fiu, dar când va fi momentul o să vă arăt și o să vă explic atunci mai multe. Iar obrajii se rezolvă cu niște injecții cu acid hialuronic ca să îmi ridice pur și simplu fața și să mi-o egaleze. Pe scurt, eu voiam să-mi tai atât buza cât și obrajii când nu aveam deloc nevoie să fac asta și dacă ajungeam la un doctor nepotrivit, urma să fac asta și urma să regret 100% foarte mult. Am vorbit prea mult, așa că o să mergem acum la cabinet, o să-mi rezolv buza pentru prima dată și revin cu update. Desumplat și buzele, ăsta e rezultatul final, prima dată cel puțin. Între timp eu mi-am dat și aparatul dentar jos, pentru că mi s-a inflamat gingia și astăzi facem și gingivectomie. Asta era procedura aia de care nu știam eu să vă spun la început. Vă explic acum mai pe larg așa despre ce este vorba. Mie mi-a crescut foarte tare gingia, s-a lovit un pic de aparat, a trebuit să scoatem aparatul și o să tăiem gingia. Între timp o să vedem dacă mai am nevoie și de retuș la buze și vedem ce proceduri mai face doamna doctor și revin cu update și de acolo.
Gata, Gata, au trecut și câteva zile, am putut să mă recuperez și eu ca să puteți să vedeți rezultatul final așa cum este el de fapt. Cam așa arată fața mea acum după ce mi-am făcut o procedură de contouring, care m-a ajutat pe mine să-mi rezolv asimetria aceea despre care vă vorbeam în zona obrajilor. Mi-am rezolvat zona gurii prin gingivectomie, mi-am injectat și puțin acid hialuronic în buze pentru că trebuia să acopăr cumva gingia care era prea mare și cam asta este totul. Sper că v-a ajutat tot ce am încercat eu să vă explic aici. Sper că ați înțeles că dacă vreți să vă faceți ceva, trebuie neapărat să discutați cu un doctor bun. Poate chiar mai mulți doctori. Cu cât mai multe păreri, cu atât mai bine. Pentru că puteți să ajungeți să vă faceți niște intervenții de care nu aveți nevoie și pe care o să le regretați, așa că mai bine să fiți precauți. Sper că v-a plăcut. Acesta a fost și primul meu vlog. Sper că v-a ajutat. Și până data viitoare o să vă rog să-mi lăsați în comentarii întrebări pentru Q&A, ca să facem un Q&A așa drăguț, să vă răspund chiar la toate curiozitățile voastre și tot ce vreți să mă întrebați. Și bineînțeles și idei de alte vloguri. Vă pup și să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!